Am înțeles că așteptăm să se decoloreze. Până se decolorează verdele din Piața Mare, nu, se termină și sezonul. Se va decolora și verdele. Oamenii își pot vinde produse proaspete de la ei din grădină. S-a montat acest nou acoperiș, s-au făcut lucrările care spun că sunt bune, ce s-a făcut în interior, s-au schimbat mese, s-au recondiționat, s-a văruit. Nu, nu se plânge nimeni de altceva decât singura de verde. Singura problemă a apărut când roșiile nu mai erau roșii, erau verzi. Erau maro. Să și sunt verzi în continuare. Și maro. Și nu știu dacă mai sunt, vă rog să mergeți să vedeți dacă verdețurile mai sunt maro. Verdețurile sunt ofilite. Vă rog să mergeți să vedeți dacă mai sunt maro. Între timp, lucrarea încă nu s-a recepționat, dar în urma discuției avute cu constructorii, am montat săptămâna trecută 24 de metri pătrați de tâmplărie PVC cu geam securizat în anumite din piață și lumina deja... Se combină cu lumina naturală. Se combină cu lumina naturală și deja este mult mai bine. Nu extraordinar, puteți să mergi să vedeți. Mai sunt demontat două în corpul B, vom avea 30 de metri pătrați în proiectul inițial, deci în acea sumă câștigată, deci nu sunt costuri suplimentare de la primărie, să modificăm aceste lucruri. Împreună cu proiectantul și cu dirigintele de șantier am luat această decizie și... În septembrie, pentru că mai este puțin până în septembrie, când dacă e, lucrurile când trebuie nu sunt, să fie predat dacă la nu, cheie, lucrurile nu că... sunt așa cum trebuie, vom lua și alte decizii. Am fost la fața locului să vedem cu ochii noștri dacă ardeii nu au culoarea vinetelor, iar roșiile sunt din nou roșii. Pe alocuri, da. Problema nu este însă rezolvată definitiv, iar speranța că soarele va decolora cupola este cel puțin neserioasă. Conducerea primăriei dă totuși asigurări că dacă situația nu va fi satisfăcătoare până în luna septembrie, vor urma și alte modificări. Iar pentru că lucrarea se află în garanție, ele vor fi făcute pe banii firmei care a montat noul acoperiș.